ați revenit la întrebări. Întrebarea la care voi răspunde azi este, după cum vă amintiți, una tehnică legată de ingineria construcțiilor. Să revedem parțial întrebarea. Proiectul inițial arată, parțial bineînțeles, așa cum vedeți în acest desen. Cele două platforme sunt susținute de grinzi metalice, care la rândul lor sunt susținute de piulițe cu flanșe, înșurubate câte două pe fiecare tijă de susținere. Tijele de susținere sunt fixate la capătul de sus de o structură de rezistență, platformele fiind, așa cum am spus, suspendate. Dar pentru constructor, acest proiect are un mare dezavantaj. Piulițele cu flanșă notate cu numărul 2 pe planul construcției trebuie înșurubate pe o distanță foarte mare, de câțiva metri, de la capătul de jos până la grinda de sus. Pentru a nu se întâmpla acest lucru, vă propun o mică modificare a proiectului. Și anume, așa cum vedeți în această parte, în locul fiecarei tije lungi, să folosim două tije mai scurte. În acest fel vor fi, e adevărat, trei piulițe în loc de două, dar ele trebuie înșurubate doar pe distanță de câțiva centimetri. Întrebarea este, ce faceți? Aprobați această schimbare a proiectului inițial pentru a scurta termenul de execuție și a micșora prețul de execuție? Da sau nu? V-ați întrebat oare de ce se aude această muzică dramatică la sfârșitul clipului? Vă voi spune la final. Toți cei care au răspuns au spus că nu ar aproba modificarea proiectului și acest lucru m-a bucurat foarte mult. Fiecare răspuns a remarcat lucruri potențial periculoase care pot să apară în cazul modificării. Domnul Dumitru Antonie a identificat chiar trei astfel de probleme. Și toți au dreptate. De câte ori se modifică ceva într-un proiect complex, există multe consecințe periculoase. Dar, după cum veți vedea, pericolul cel mai mare vine de la consecințele pe care nu le-am observat. Acum pot să vă spun ceva ce n-am vrut să spun când am formulat întrebarea în clipul precedent, pentru că am vrut să vă fac o surpriză. Ceea ce v-am spus s-a petrecut în realitate. Am făcut doar două modificări. Nu s-a întâmplat într-o stațiune, ci într-un hotel și pe constructor nu-l îngrijora atât munca necesară pentru înșurubarea piulițelor, ci mai mult teama că tijele cu filet atât de lung vor fi lovite la montaj și în acest fel se va distruge în multe locuri filetul, ceea ce ar fi ridicat apoi probleme destul de grave la montarea piulițelor. Și bineînțeles, am inventat discuția cu reprezentantul firmei constructoare ca să vă pot încadra în acțiune. Dar detaliile tehnice au fost exact cele pe care vi le-am spus. A existat un astfel de proiect, iar constructorul a făcut, din păcate, modificarea pe care ați văzut-o. Rezultatul? 114 morți și 216 persoane rănite, dintre care multe grav, cu urmări pentru toată viața. Vă voi spune întâi unde s-a întâmplat totul și apoi ce anume din proiectul modificat a provocat tragedia. S-ar putea să fiți foarte surprinși că n-ați observat problema, deoarece după ce o veți afla, vă va părea evidentă. Este genul de greșeală pe care nu o observăm, tocmai pentru că nu ne gândim la toate consecințele posibile ale unei schimbări, ale unei modificări. În anul 1980 a fost inaugurat hotelul Hyatt Regency din Kansas City, Statele Unite ale Americii. Îl puteți vedea în această imagine mai recentă, restaurantul rotitor pe care îl vedeți pe acoperiș a fost adăugat ulterior și nu are nicio legătură cu povestea noastră. Pe vremea respectivă, hotelul era cea mai înaltă clădire din statul Missouri. Hotelul are un spațiu foarte mare
gol în interior, un atriu foarte mare pentru vremea în care a fost construit și în acest atriu au fost construite trei punți suspendate, așa cum vedeți în imagine. Aceste punți aveau scopul să le permită clienților hotelului să se plimbe, să admire atriul și eventual să poată urmări evenimentele care se organizau acolo. După cum vedeți, puntea de la etajul 3 este suspendată separat și se găsește mai spre interiorul atriului, în timp ce punțile despre care vorbim noi, cele de la etajul 2 și etajul 4, sunt suspendate de aceleași bare de susținere, aflându-se una sub cealaltă, așa cum ați văzut și în proiect. Aici puteți vedea o schiță a celor două punți suspendate, în care puteți observa ce lungime mare filetată ar fi trebuit într-adevăr să aibă barele de susținere. Era aproape imposibil să nu fie deteriorat filetul în timpul montării, ceea ce, așa cum v-am spus, ar fi creat probleme mari la montarea piulițelor cu flanșe. În fine, în acest desen se pot vedea doar cele două punți care ne interesează pe noi. În vara anului 1981, la un an de la inaugurarea hotelului, în atriu se organizase o serată cu peste 1600 de participanți. Mai mulți oaspeți ai hotelului au ieșit pe punți pentru a vedea petrecerea. Și atunci s-a petrecut tragedia. O parte a punții superioare s-a prăbușit peste puntea inferioară și apoi au căzut amândouă. Așa cum am spus, această prăbușire a provocat moartea a 114 oameni și a rănit alte 216 persoane. Puteți vedea în această fotografie urmările dezastrului. Mulți oameni au fost pur și simplu striviți de greutatea celor 30 de tone ale celor două punți. Și toate astea ar fi putut fi evitate dacă ar fi fost respectat proiectul inițial. Și acum să vedem care a fost principala cauză a dezastrului. Vă amintesc că proiectul inițial arăta așa cum vedeți în dreapta mea, iar proiectul realizat a fost cel pe care îl vedeți în stânga mea. Care este diferența esențială dintre cele două? Care este diferența care a dus la dezastru? Diferența este aceea că în proiectul inițial, grinda de sus ține doar platforma de sus. Dar în proiectul realizat, grinda de sus trebuie să suporte greutatea ambelor punți. Cred că acum, dacă v-am spus, observați acest lucru, dar cred că este totuși de datoria mea să explic. În proiectul inițial, greutatea punții de jos era ținută de grinda de jos, care, după cum vedeți, se sprijină pe piulițele notate cu 1, care sunt montate pe barele de susținere care sunt prinse de tavan. În schimb, în proiectul executat, grinda de sus trebuie să țină greutatea ambelor punți, pentru că bara de susținere de sub grinda de sus ține într-adevăr doar greutatea punții de jos. Dar de data asta ea este prinsă nu de tavan, ci este prinsă de grinda de sus. Și din această cauză, așa cum am spus, aici grinda de sus trebuie să țină ambele greutăți. Această supra-solicitare a grinzii de sus a dus la ruperea ei acolo unde era susținută de piulițele notate cu 2, care pur și simplu au trecut prin sudura grinzilor de sus din cauza efortului dublu la care erau supuse aceste grinzi, așa cum puteți vedea în această fotografie. Repet, piulițele notate cu 2 pe proiect au trecut prin sudura grinzilor de susținere. Probabil sunteți surprinși de faptul că n-ați observat această problemă, care acum pare evidentă. Să nu vă deranjeze acest lucru. După cum vedeți, n-au observat-o nici oameni care se considerau specialiști în construcții. Din păcate, astfel de erori au de multe ori urmări catastrofale.
Întrebarea pe care v-am pus-o, mai bine zis, răspunsul, are o morală. Nu schimbați niciodată un proiect făcut de specialiști, nu utilizați niciodată un aparat, un dispozitiv, un medicament, altfel decât spun specialiștii să o faceți. Pentru că s-ar putea să regretați acest lucru. Și ca să nu uitați asta, am ales pentru finalul clipului precedent piesa muzicală cu accente dramatice despre care am vorbit la începutul acestui material. Să trecem la întrebarea de azi. Deoarece am observat că întrebarea pe care am luat-o dintr-un clip dedicat elevilor și studenților care se pregăteau pentru examene la fizică, cea cu frigiderul care funcționează cu ușa deschisă, a stârnit interesul multora, am mai ales pentru azi o întrebare pe care am pus-o acum aproape un an celor interesați de fizică. Este vorba despre un cosmonaut care a ieșit din stația orbitală ca să repare ceva în exterior. Sigur că pentru asta și-a pus întâi costumul, a luat trusa cu scule, s-a dus în ecluză, s-a legat cu cablul de siguranță, a lăsat să iasă aerul din ecluză și apoi a ieșit în spațiu, așa cum vedeți în fotografie. Sunt sigur că înțelegeți că rolul cablului nu este acela de a-l ține pe cosmonaut să nu cadă. Nu poate să cadă, așa cum nu cade nici stația orbitală. Și asta pentru că el are exact aceeași viteză și aceeași traiectorie pe care o are și stația orbitală. Ceea ce înseamnă că el se găsește față de stația orbitală într-o situație identică cu cea de imponderabilitate. Am discutat despre asta și am explicat aceste lucruri în clipul care are chiar titlul Imponderabilitate, găsiți linkul în descriere. Deci și fără cablu, cosmonautul se mișcă odată cu stația, dacă nu împinge cumva din greșeală cu mâna sau cu piciorul peretele stației, caz în care el capătă un impuls care îl îndepărtează de navă. Și tocmai aici intervine cablul de siguranță. În astfel de situații în care cosmonautul se îndepărtează de stație, rolul cablului este să nu-l lase să ajungă la distanțe foarte mari de stație, să-l oprească atunci când distanța la care a ajuns cosmonautul devine egală cu lungimea cablului. Și cablul mai are încă un rol. Cu ajutorul lui, cosmonautul se poate întoarce la stația orbitală. Dacă trage de cablu, de fapt, el trage stația orbitală spre el. Dar pentru că masa stației orbitale este mult mai mare decât masa lui, el va începe să se deplaseze spre stația orbitală. Și mergând de-a lungul cablului, ajunge la ecluză și poate să intre din nou în stația orbitală. Și acum să presupunem că, dintr-un motiv oarecare, cosmonautul a început să se îndepărteze de stația orbitală. Poate că a lovit din greșeală cu mâna sau cu piciorul sau a împins fără să vrea stația orbitală și atunci a căpătat un impuls, așa cum v-am spus, care îl îndepărtează de stația orbitală. Și să mai presupunem că atunci când ajunge la o distanță egală cu lungimea cablului de stație, cablul se întinde brusc și se rupe, așa cum vedeți în această fotografie. Nu știm de ce s-a rupt, nu ne interesează, poate că n-a fost confecționat cum trebuie, poate că n-a fost depozitat cum trebuie, poate că n-a fost întreținut cum trebuie, repet, n-are importanță pentru ceea ce vreau eu să vă întreb. Și să mai presupunem că, deși s-a rupt, cablul a reușit să oprească mișcarea cosmonautului. Deci atunci când cablul s-a întins brusc, s-a rupt, dar cosmonautul s-a oprit din mișcare. Și acum cosmonautul se găsește în repaus față de stația orbitală la, să zicem, câteva zeci de metri de aceasta. Nu este niciun pericol ca el să se îndepărteze în continuare de stație și nici să cadă, am explicat acest lucru, dar rezerva lui de aer este limitată, așa că trebuie să facă ceva să se întoarcă la stația orbitală.
Și întrebarea este tocmai asta. Ce trebuie să facă cosmonautul? Cum se poate el întoarce la stația orbitală în această situație prin propriile puteri, fără să fie ajutat de cei din interiorul stației? Aștept, ca de obicei, răspunsurile voastre. La revedere!